Bună seara! Numele meu este Lăzărescu Cătălina, sunt profesor la școala gimnazială Mihai Eminescu din Râmnicu Vâlcea și candidez din partea Alianței România Socialistă pe locul de senator, poziția 13 în buletinul de vot. Aș dori să vă vorbesc un pic despre cât de greu ne este sau nu ne este să votăm. Toată lumea spune că este foarte dificilă această campanie, nu știm pe cine să votăm. Eu cred că este foarte simplu să alegem. După 34 de ani în care am studiat și am trăit pe pielea noastră capitalismul, eu cred că este foarte simplu să alegem. Pur și simplu nu trebuie să ascultăm promisiunile partidelor care au fost la guvernare în ultimii 34 de ani. Ei trebuie să vină la sfârșitul acestui mandat și să tragă linie, să ne dea raportul, să ne spună ce au promis și ce au realizat din ceea ce au promis. Pe de altă parte, consider că socialismul este cea mai bună alegere pentru ca țara noastră să prospere. Toate partidele care au fost până acum la putere în ultimii 34 de ani ne vorbesc despre prosperitatea țării noastre și despre investiții. Iar atunci când vorbesc despre investiții, spun că trebuie să vină investitori din străinătate la noi în țară. Noi, socialiștii, spunem așa, trebuie să ne dezvoltăm noi propriile noastre investiții, investiții românești, cu capital românesc, în care, la care noi, ca cetățeni, să punem umărul și să avem propriile noastre firme cu capital românesc, în care să muncim, din care să avem de câștigat